Bună, dragilor! Vă salut cu mare drag de aici, din Cluj. Aș dori să împărtășesc cu voi o surpriză interesantă de care am avut parte ieri. Am avut un curs la Satu Mare, în drum spre casă. La un moment dat, conducând agale spre Cluj, vedem pe partea stângă o tarabă unde se vindeau legume, diverse legume, roșii, castraveți, tot felul de legume. Și am zis, hai să oprim că sigur sunt chestii naturale, că producție proprie a țăranului român. Ok, am oprit pe partea dreaptă și chestia respectivă era pe partea stângă. Ne apropiem, trecem drumul, ne apropiem, poarta închisă, nimeni. Ce se întâmplă aici? Unde e vânzătorul? Am încercat să sunăm la poartă. După care, ce crezi? Văd un afiș mare pe care a trecut. Servește-te, cântărește-ți singur produsele și pune banii în poștă. Am rămas wow! Am zis, este extraordinar cum poate să existe așa ceva în România. Pentru că ce se întâmplă? Oamenii, din cauza că trăim în programele noastre, în programele de, știți și voi, în România, programe de hoție, că românul e bădăran, că românul e hoț, că românul... Atunci aceste programe ne afectează realitatea de zi cu zi. Și oamenii sunt foarte circumspecți, nu? Când ai de-a face cu străini și asta depinde de, oricum și de nivelul nostru de conștiință. Dar vorbesc de majoritatea oamenilor. Și atunci este un lucru mare să găsești, să vezi așa ceva la noi în țară. Înainte, în Suedia, de exemplu, îmi povestea un prieten că erau multe magazine care nu aveau personal la caserie. Oamenii făceau exact la fel, își luau produsele și le scanau, plăteau și plecau. Asta până nu au apărut alte civilizații în zonă. Dar oricum, chestia asta reprezintă un prim pas, un pas important spre noul om. Pentru că noul om este omul conștient. Dacă până acum supraviețuirea era asigurată de forța fizică, de frumusețea fizică, de bani, de putere, de orice alte lucruri, în viitor, supraviețuirea, între ghilimele, supraviețuirea va fi asigurată de nivelul de conștiință. Și asta este o dovadă, chestia ce am trăit-o eu acolo este o dovadă că noua eră se apropie. Pentru că eu, ca și om conștient, eu nu am nevoie de legi. Eu nu am nevoie ca cineva să-mi impună mie să fac lucrurile în așa fel, într-un anume fel, pentru că eu trăiesc după legea conștiinței mele. După conștiința mea nu mă lasă să fac rău, să-ți dau ție în cap, să te fur. Nu legea că mă tem că o să pătesc ceva din partea justiției. Nu, legea mea internă și omul conștient nu are nevoie de legi. Despre asta e vorba. Ne apropiem, suntem pe acel drum. Și ce mai vreau să zic, omul conștient este adevăratul om responsabil. Pentru că, de exemplu, legea mea interioară este ce ție nu-ți place, altuia nu-i face. Noi, oamenii conștienți, suntem adevărați oameni responsabili, nu cel care se vaccinează sau poartă mască pentru tine. Sunt responsabil, fii responsabil, sunt responsabil ca să am grijă de tine. Sper că ți-am dat de gândit. Te rog să treci și tu în comentarii ceva similar, dacă ai avut o trăire similară, ca să împărtășim cu ceilalți, ca să crească această energie și să fim bine. V-am pupat cu drag!